bună ziua și bine ați venit la ședința de îndată de 25 august 2017. Vă spun spre analiză și aprobare un punct pe ordine de zi, deci ar veni 12 plus diverse. Al 12-a punct. Modificarea inventarierii domeniului public. O să vă dau explicații la momentul respectiv. Dacă sunteți de acord. Ordinea de zi a ședinței. Nu, ordinea de zi, dacă sunteți de acord. Cine este pentru? Vă va spun numai de 17 comisie. Punctul 1 al ordinei de zi. Informare cu privire la prezentarea în cadrul Consiliului Local la Comuna Dorteana a raportului de control privind principalele aspecte ce s-au desprins în urma controlului de fond efectuat de Unitatea Administrativă Teritorială Dorteana Județul Bacău în data de 20 iulie 2017 de instituția prefectului județului Bacău. Da, am să prezint. Având în vedere adresa numărul 14.288 din 28 iulie 2017 a instituției prefectului județului Bacău, prin care se înaintează raportul de control privind principalele aspecte ce s-au desprins în urma controlului de front efectuat la Unitatea Administrativă Teritorială Dorteana de instituția prefectului județului Bacău. În baza programului de măsuri s-au stabilit termene în vederea eliminării deficiențelor constatate în raportul de control privind principalele aspecte ce s-au desprins în urma controlului de fond efectuat la comuna noastră în data de 20 iulie. S-au stabilit următoarele măsuri. Pentru însușirea inventarierii anuale a bunurilor din domeniul public și privat al comunei de către Consiliul Local Dofteana, conform articolul 122 din legea 215, s-a stabilit ca sarcine cu propunere pentru ședința Consiliului Local din luna noiembrie, șeful Biroului Management Proiecte, domnul Băuriță Toma, atribuție stabilită prin dispoziția primarului 579 din 10 august 2017. Se vor informa în scris consilierii locali ce ați primit în ședința din luna august despre programul de audiențe conform articolul 59 alinea 3 din legea 215 pe 2001. Se va aproba strategia privind starea economică socială a mediului socială și de mediu a UAT Dofteana pentru anii 2014-2020, potrivit articolului 63 alinea 3 litera C din legea 215. Se va întocmi registrul unic de înregistrare a tuturor registrelor sarcină stabilită prin dispoziția primarului numărul 580 din 10 august doamnei Hârbu Elena Luminița. Se va informa în scris trimestrial-semestrial la solicitarea Consiliului Local asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Consiliul Local potrivit prevederilor articolul 63 alinea 3 litera B din 215 pe 2001 republicată, modificată și completată ulterior. Se va transmite situația privind stadiul aplicării legilor fondului funciar și se va întocmi o notă de probleme pentru deblocarea procesului de aplicare a legilor fondului funciar, programul Comisiei Locale, precum și graficul de ședințe. A fost întocmită dispoziția primarului numărul 574 din 8 august 2017 privind stabilirea persoanelor care răspunde completarea raportului periodic de activitate conform articolului 5 din legea numărul 544 pe 2001. Acestea au fost toate măsurile care s-au stabilit în urma raportului de control, măsuri ce au fost duse și la îndeplinirea obiectivelor din acestea. Dacă aveți în urma acestor măsuri, aveți propuneri, domnule consilier. Cred că această informare a fost discutată în Comisia Juridică. Da. Propuneți. Avizul Comisiei Juridice, vă rog? Favorabil, aziz favorabil din partea Comisiei Juridice. Supunem votării. Această informare, cine este pentru? Tot actul numărul 17, consilier. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei privind starea economică, socială și medie a UAT Dofteana pentru anii 2014-2020. Deci, atunci, în primar. Da. După cum v-a citit doamna secretară Spăială, în măsurile lăsate de către Corpul de Control la Prefecturii Județului Bacău, am lăsat să prezentăm spre analiză și aprobare strategia locală de dezvoltare durabilă a Comunei Dofteana din Județul Bacău pentru perioada 2014-2020. Această strategie a fost făcută în baza unui contract de achiziții de către Unitatea Administrativă Teritorială în urmă cu 2 ani, să spun așa, un an și jumătate. Și o solicităm spre analiză și aprobare astăzi, în anul 2017, la propunerea Corpului de Control a
Prefectului Județului Bacău. Ce cuprinde această strategie? Inclusiv din titlul spune destul de clar, strategia locală de dezvoltare durabilă a Comunei Bocteană, Județul Bacău, pentru perioada 2014-2020, care cuprinde cele două părți, partea a întâi și partea a doua. Deci nu se poate, fără această strategie de dezvoltare a localității, nu se poate iniția niciun proiect de hotărâre cu privire la investiții, mă refer, dacă nu sunt prins în această strategie. Un exemplu. Nu se putea investi în podul care l-am făcut peste râul Trotuș, care face legătură între Larga și Lofteana, dacă n-ar fi fost prins în această strategie. Deci în momentul când inițiezi un proiect, în momentul când faci procedura de licitație, în momentul când se face studiul de fezabilitate și toate procedurile, trebuie să fie cuprinse investițiile în strategia de dezvoltare a localității. Asfaltarea unui teren sau a unui drum sau alte investiții, grădiniță, școală sau indiferent ce fel de investiții inițiez în calitate de primar. Deci toate investițiile sunt cuprinse între 2014-2020 în această strategie cu cele două părți. Cealaltă strategie care a fost până în anul 2013 a fost elaborată în urmă cu mai mulți ani, aprobată tot de noi în ședința Consiliului Local și s-a urmărit exact toate investițiile în conformitate cu strategia. Deci aceasta este strategia, după cum am spus. Dacă aveți discuții, vă rog. Da, aveți o comisie de specialitate? Aviz favorabil de toate comisiei juridice. Punem aprobării acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Votăm cu numărul de 17 voturi. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bocteană. Se propune transformarea unei funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bocteană, respectiv din cadrul biroului management proiectului, din funcția publică de consilier juridic asistent în consilier juridic superior. Avem referat a domnului Boriță Toma, biroul dumneavoastră solicită transformarea postului de consilier juridic din asistent în superior. Cine este pentru? Avizul discuții. Avizul comisiei juridice, vă rog. Da, aviz favorabil. Aviz favorabil. Doamna președinte, acest post de consilier juridic superior este deja ocupat? Sau este funcție vacantă. Este cum am putea, domnul consilier, să transformăm un post? Cum am putea? Care este experiența în administrație? Să transformăm un post deja el fiind ocupat? Nu. Urmează, ce este, eu ce vreau să vă întreb? Dacă este cineva care este pe postul respectiv, deci nu. Deci vă rog. Deci postul este vacant. Întrebarea dumneavoastră probabil trebuia să fie cu un alt conținut, altfel. Deci acest post dumneavoastră, împreună cu colegii, data trecută l-ați transformat din debutant, da. Înțelegeți? Al lui Claudiu, așa cum am vorbit, așa, și Claudiu da. O vacanta postul prin plecarea lui. Noi l-am transformat din debutant în superior. Pentru faptul că comuna Dofteana este o comună de gradul 1, categorisită în comune de gradul 1 și trebuiește jurist cu studii superioare, normal. Ce urmează pe angajat? Superior. Deci cum să fie ocupat? De ce ești? Da, înțeles. Deci ați avut și ședințele de specialitate de comisie în condițiile în care vă puteați documenta. Ați solicitat de fiecare dată documente care stau la baza oricărei transformări sau oricărei investiții ca dumneavoastră să le puteți studia acasă. Da? Ați votat în ședința de data trecută majorarea salariilor la toți angajații, nu? Și trebuia să știți lucrurile astea. Deci trebuia să le știți. Din experiența voastră pe care aveți noi, trebuia să știți lucrurile astea. Deci nu faptul ca să dați bine pe postul televiziunii, vă rog frumos să vă adresați exact, dar mai întâi să studiați, să veniți pregătiți la ședință. Da? Domnul primar, putem să vă rog frumos. Deci vă rog frumos, nu v-am dat cuvântul, deci vă rog foarte mult să studiați dumneavoastră. Vă rog frumos să studiați ordinea de zi, să veniți bine pregătit și apoi să puteți să luați. Da, dumneavoastră foarte bine pe sticlă. Mulțumesc. Reiau. Avizul comisiei juridice. Aviz favorabil. Supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Aprobat cu număr de 17 voturi.
Proiect de hotărâre prin completare HCL numărul 115 din 28-7-2017 cu introducerea la poziție 51-56, post contractual, șef SLS. Comisia pentru Da, în urma introducerii în organigrama postului de șef SDSU, în luna anterioară nu s-a stabilit coeficient de ierarhizare pentru acest post. El a fost un nou post transformat din administrator, dacă vă amintiți, în șef SDSU. L-am spus la concurs și dacă o să încadrăm, noi nu aveam coeficient de ierarhizare pentru acest post la plat, pentru a fi salarizat. Și am propus completarea HCL 115 din 28 iulie privind stabilirea salariilor de bază și a coeficientului de ierarhizare a funcționarilor publici și a personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Dofteana și din cadrul serviciilor publice fără personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului Local cu introducerea pozițiilor 51-56 a postului contractual de șef SVSU și atribuirea coeficienților. Deci șef SVSU va avea deci, cu gradația 5-2,15 și la gradația 0-1,8. Gradația 4-2,1, gradația 3-2,05, gradația 2-1,95, gradația 1-1,90. Gradația 0-1,8, 1,8. Gradația 0 înseamnă că el nu va avea vechime, dacă va fi bună în cadrat. Asta este proiectul de hotărâre cu privire la completarea coeficientului de ierarhizare. Dacă aveți întrebări, am dispoziție. Vreau o completare în HCL. Aveți o comisie pentru programe? Comisia, aveți favorabil. Da? Supunem pe votare acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Votat cu numai de 17 voturi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017. Deci, doamna contabilă, vă rog să prezentați proiectul. Având în vedere legea bugetului de stat numărul 6/2017 și în conformitate cu articolul 19 alinia 2 legii 273/2006 privind finanțele publice locale, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor locale și vin propun Consiliului Local majorarea veniturilor proprii cu suma de 50.000 lei din veniturile proprii ale bugetului local și din donații și sponsorizări 30.000 lei. Toate acestea se vor regăsi în capitolul 67 Cultură, cheltuielile destinate organizării manifestărilor artistice cu prilejul zilelor localității, ele vin în completarea sumelor aprobate în bugetul inițial. Punctul 2. Propun rectificarea bugetului local prin virarea creditelor din trimestrul 4 în trimestrul 3, an curent, la capitolul 51.0103 Autorități Publice, în vederea achitării obligațiilor salariale cu plata în luna septembrie, în sumă de 232.000 lei și de asemenea propun modificarea și completarea programului anual al investițiilor pentru anul 2017, prin diminuarea de la capitolul 8402 cu suma de 3.000 lei și majorarea la capitolul 5102 Autorități Publice cu aceeași sumă de 3.000 lei. Da, aveți o comisie? Aveți favorabil. Supunea spre aprobare. Rectificarea bugetului local. Poate sunt discuții, așa trecem, iar spuneți spre aprobare, dar vă rog, nu poate. Sunt discuții, dar cineva să pună întrebare. Toate comisiile nu s-au desfășurat activitatea aici, de un membru al unei comisii putea să pună întrebare la celălalt de comisie, deci nu intervențiile... Dacă aveți vreo de discutat obiecții, din avit de ceea ce v-am prezentat doamna contabil? Da, am eu. Dacă nu are nimeni și nu știu ceea ce s-a discutat în ședință de comisie, aș vrea ca să informez eu Consiliul Local cu privire la rectificarea bugetară. Poate n-au înțeles fiecare. Doamna contabilă spunea în felul următor că se suplimentează bugetul, da? Da. De venituri și cheltuieli cu 30.000 de lei. Deci 300 de milioane în bani vechi, bani care sunt din sponsorizări pentru efectuarea zilei localității. Ați discutat lucrul acesta în comisie? Spuneți, doamna Joana, ați discutat, spuneți că ați discutat. Deci nu spuneți. Deci s-au încasat 30.000 de lei, 300 de milioane în bani vechi, da?
de la agenții economici și persoane fizice din localitatea Dofteana pentru efectuarea zilei localității. Da? În plus de această activitate, vine Consiliul Local, în baza aprobării pe care ați dat-o dumneavoastră în urmă cu vreo două luni de zile cu efectuarea zilei localității, cu o anumită sumă de bani. Totalul va fi 760.000, nu? 760.000. Ați discutat asta la ședința de comisie. Da. Da. Vă rog frumos, da. Domnule consilier. Domnule consilier. Da, domnule. Toate cheltuielile care stau la baza efectuării și banilor 76.000 conține ce? Focul de artificii 12.000, aviz ISU 1.500, WC-uri ecologice 3.320, care ele sunt montate la număr 4, care ele le vor asigura servisul și ecologizarea lor cu bazine de apă și în fiecare zi le ecologizează cu firmă autorizată. Vine doamna Veta Biriș, 5.000 de lei, ansamblu Busuiocău, 8.000 de lei, cocarde 450, astea sunt cele care sunt puse în pieptul unor cetățeni care sunt invitați în zilele respective și scrie pe ele Comuna Dofteana și probabil și alte inscripții, insigne 800 de lei, impresar, cum am spus, 76.000, corturi, încă nu avem prețul, de acum trebuie să ne vină prețul prin achiziții publice, două le împrumutăm, unul sau două. Domnul consilier, vorbesc eu acum. Vă rog frumos, de-aia v-am spus, doamne, să le dați cuvântul să vorbească. Corturi, unul sau două, cât vom putea să cumpărăm pentru a putea să se schimbe de haine cei de la ansamblu Busuiocu și alți artiști. Salvarea, care suntem obligați să avem contract cu ea, data trecută din experiență, mi-amintesc, era 2.000 de lei, 20 de milioane sau până în 20. Acum încă nu ne-au comunicat. Total 107.670. Am zis bine, doamna? Da. Deci, aceste sunt cheltuielile. În mare, estimative, e posibil. Deci, de depășit nu le vom depăși, dar estimativ, s-a spus în mare cam cum vor ajunge banii. Până astăzi, nu s-a dat niciun ban. Așa ceva. Dacă dumneavoastră aveți discuții, deci, repet, foc de artificii, aviz ISU, WC-uri ecologice, am spus ansamblu Veta Beni și ansamblu Busuiocu, cele care sunt și vor fi achiziționate de către noi în mod direct, fără contractul cu impresariatul. Da. Pentru că dumnealui își aduce artiștii, pe care o să-i dau citire un pic mai târziu, așa, iar noi, în mod direct, ce ne-am dorit noi, ansamblu Busuiocu și doamna Veta Piri și ăștia îi vom plăti noi direct. Cine vor mai participa la aceste zile, care se vor desfășura perioada 1, 2 și 3? Vineri, data de 1 septembrie, Asociația Culturală, nu, Axis Music, George Aghinea, Jean de la Craiova, artizan. Zic bine, doamnă, da? Sâmbătă, 2 septembrie, Asociația Culturală Music Art, ansamblu folclorului Busuiocu, Veta Biriș, Irina Login, Andrada Bratoveanu, Selfie, Pepe, foc de artificii, la terminare. Duminică, 3 septembrie, Asociația Culturală Music Art, artiști locali, George Cojocărescu, recital și este și prezentatorul întregii activități, Vatra Cântecelor Noastre prezintă Doina Mirea, Edno TV, da? Așa? Andreea Fondorache, Antona Chiței, Denisa Farcaș, Maria Tătaru, Andra Bodea și Ada Georgiana Bodea, da? Oana Crețu, Sabina Jicman, Vlad Vladineschi, așa. Și Angela Rusu. Afișul va arăta în această formă. Va fi și publicitate cu pe acta și inclusiv pe Chit TV și pe o mașină care va merge cu o sirenă prin localitatea noastră. Iar aș vrea
vrea să vă informez că la nivel de localitatea Dofteana au sponsorizat persoane fizice și juridice, 75 la număr. Nu știu, dacă vă spun denumirea societății, poate dumneavoastră nu le știți chiar pe toate, dar aș începe, cred că ăștia sunt domne de la Psirie, de aici. Da, Adam. Hadar Mohamot, Hangano Viorel, Cristea Cătălina, Șerban Viorel, Alupe Elena, Avădăni Ioan, Antohi Paul, Barabașa Dorina, Ploicică Constantin, Țifrea Marecela, Cășuneanu Ion, Creangă Costică, Potă Ionuț, Chițigoi Catrina, Coromelcea Laurențiu, Chelariu Doina, Dimitriu Romeo, Vasilica Lenuța, Andronati Adrian, Vartoromei Sebastian, Țifrea Daniel, Deaconu Dănuț, Docan Nicoleta, Crăciun Doina, Botezatul Cornel, Șerban Viorel, Taraș Emil, Taraș Mihaela, Bratul Mihail, Stanciu Gavrilă, Munteanu Cătălin, Ienache Mihaela, Camara Daniela, Zaharia Ionuț, Ferăstrăoaru Mihaela, Andreea Ariton, Dogaru Cosmin, Grozavu Nelu, Grozescu Bogdan, Bânțu Nicolai, Deaconu Roxana, Moraru Mariana, Apostol Sorin, Marco Vasile, Grigore Mihai, Vasiloiu Nețu, Doctorița Porumbeanu, nu da, Buzinchi Nicolae, Pricop Izabela, Apostol Luminița, Bujor Victoria, Maftei Vasile, Boboc Petronela, Bolea Elena, Lăzărescu Vlad, Panaite Costică, Miron Mihai, Ababe Valentina, Tiron Elena Roxana, Brescan Lenuța, Ganeș Viorel și Zapor Daniela. La număr 75 de persoane juridice și fizice, societăți comerciale. La nivel de localitatea Dofteana, doar un număr de numai 4 societăți comerciale, care din motivele dumnealor le știe, nu au putut să sponsorizeze. Eu, în calitate de reprezentant al comunității, doresc să le mulțumesc cât se poate de mult pentru suma de bani destul de frumușică și din câte cunosc, e posibil ca în cont să mai fie niște bani, dar încă nu ne-a venit extrasul de cont și nu putem fi sigur pe ei, dar la momentul respectiv vom rectifica bugetul. Le mulțumesc tuturor celor care au putut să ajute pentru această activitate culturală din localitatea noastră și totodată le mulțumesc și celor care, din motive probabil bine întemeiate, n-au putut și așteptăm cu altă ocazie. Cu 2 luni de zile în urmă am avut o discuție destul de amplă aici, în ședința Consiliului Local, faptul că nu am invitat societăți comerciale în anul 2015 pentru a putea să desfășoare activitate economică acolo unde am sărbătorit zilele localității. Lucruri care eu am spus că sunt adevărate, o parte dintre dumneavoastră au venit cu alte discuții. Se elimină orice discuție. Am făcut invitație în scris la câteva societăți comerciale care sunt proprietari de restaurante și baruri. 9 sunt de toți și aș vrea să vi citez. Carapaleon, reprezentă în diaconul Carmen, Tera știți destul de bine, SC Fizu SRL Zaharia Ionuț, SC Zap, deci Cătălin Zapor, SC Avădănii Roata, domnul Avădănii, SC Ionela, domnul Grozescu, SC Ediflor, botezatul Cornel, SC Moraro, de pe Ștefan Vodă, Coop Dofteana și SC CTG. Toate 9 au dat scris că nu vin. Același lucru am făcut și în urmă cu 2 ani, dar nu am făcut scris. Acum vă confirm, au refuzat să vină. Așa au făcut și de altă trecut. Motiv, o parte au nunt, o parte au cumetrie, o parte spune, domnule, trebuie să închid magazinul ca să pot să mă duc acolo și pierd vânzare la magazin și așa mai departe. Deci, prin justificare aș vrea să fie filmat că sunt o parte care la anul se zică invers. Da. Despre zilele localității, dumneavoastră, dacă aveți discuții despre rectificarea bugetară și dacă vă mai interesează
ceva din tot ceea ce am explicat în legătură cu desfășurarea acestei activități culturale. Vă rog. Nu? Pentru maximă transparență, da. Este și filmat, aș vrea să mă întrebați, dacă aveți întrebări. Domnul primar, aș vrea să știu ora de deschidere. Este o întrebare bună, mai departe. Ce? Da, domnul. Ca și consilierii care au participat și noi. Dumneavoastră ați pus o întrebare bună. Uitați despre ce este bună. Data de vineri, deci o să fie deschiderea, să presupunem așa. Nu putem să fim chiar perfect sigur, dar oricum, deschiderea va fi în jurul orilor 16, cu talente locale, până la ora 17, când vor veni cei care vor fi alături de noi, mă refer la muzică, la toți cei care își vor desfășura activitatea. Deci vineri la 17, sâmbătă la fel la 17, duminică probabil un pic mai devreme, probabil vor fi 15:30. Așa. Aici i-am pe toți, notați, am invitații și acum vă fac invitația, nu dumneavoastră, fac invitația tuturor cetățenilor din localitatea Dofteană care doresc și au timpul, și nu numai din localitatea Dofteană, să fie alături de noi la această sărbătoare care împlinim 582 de ani de la prima atestare documentală. Încă o dată repet, invit toți cetățenii din localitatea Dofteană și nu numai din localitatea Dofteană să participe la această sărbătoare culturală. Așa cum era înainte, 1 mai, așa cum era și 23 august, se făcea poate de 2-3 ori pe an, acum se face o dată, poate noi o sărbătorim de la 2 ani. În ultimii 10 ani să sărbătorim doar de 2 ori. Altceva ce vreți să mă știți. Vă stau la dispoziție. Dacă nu mulțumim domnului primar pentru... Doamna, aveți problemă. Mai aveți cineva? Aveți. Da. Suntem astea întâlnă dumneavoastră și mulțumesc domnului primar pentru informațiile transmise, care au clarificat, probabil, în mare parte, micile dumneavoastră nedumeriri și supun spre aprobare acest proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017. Întâi am înțeles avizul Comisiei pentru Specialitate Disfavorabil. Cine este pentru votarea acestui proiect? Votați cu număr de 17 voturi. Proiect de hotărâre privind execuția bugetului local pe cele două secțiuni la sfârșitul semestrului 1-2017. Da, Aurica, a fost solicitat și pe asta. Execuția bugetară. Dacă vreți să știți, am încălzit. Da, există în material, probabil ăla. Da. Poftim. Ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni. Veniturile și cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile legale, nu s-au înregistrat depășiri la capitole de cheltuieli și nu au fost efectuate plăți fără repartizări în capitole bugetare și deschideri de credite. În acest context, vă supun spre aprobare execuția bugetului local al Comunei Dofteană pe semestrul 1, aprobat inițial prin HCL numărul 61 din 2 aprilie 2017, la valoarea totală de 15.638.000 lei, atât la venituri cât și la cheltuieli, cu următoarea structură. Prevederi bugetare anuale 12.495.000, prevederi bugetare semestrul 1, 6.479.000. Încasări realizate 6.706.611. Venituri din secțiunea de dezvoltare. Prevederi bugetare anuale 2.580.000. Excedent an 2016 617.000. Prevederi bugetare semestrul 1 937.000. Excedent an 617.000. Încasări realizate 1.554.000. Cheltuieli în secțiunea de funcționare, credite bugetare anuale 12.495.000 lei, credite bugetare în semestrul 1, 6.540.500 lei. Cheltuieli efective, 5.735.699 lei.
Cheltuieli în secțiunea de dezvoltare. Credite bugetare anuale 3.197.000 lei. Credite bugetare semestrul întâi 3.197.000 lei. Pe primul semestru al anului 2017, cheltuieli efective în secțiunea de dezvoltare au fost de 1.553.999 lei. Având în vedere prevederile din legea 215/2001 privind administrația publică locală și din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, vă rugăm a analiza și hotărâ cu privire la aprobarea execuției bugetului local al semestrului 1/2017, total venituri 8.260.611,32 lei, total cheltuieli 7.289.698,22 lei, rezultând un excedent de 970.913,10 lei. Asta este execuția pe semestru. Da, mulțumim. Aveți un comitet de specialitate? Aveți favorabil. Propun spre aprobare de votare această hotărâre. Cine este pentru? Aprobat cu mâna de 17 voturi. Proiectul de hotărâre pentru completarea HR numărul 143 din 29.11.2016 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2017. Da. Se propune completarea hotărârii Consiliului Local numărul 143 din 29.11.2016 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2017 cu adăugarea la capitolul 9, articolul 24, alineatul 1, după ultimul punct, un alt punct, și anume taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice în alte scopuri decât cele menționate la punctele anterioare, 2 lei metru pătrat pe zi. Ați discutat în ședința de comisii despre... Da. Știți. Da. Aș vrea să vă dau următoarele explicații. În situația în care cineva vrea să facă, să presupunem, o organizare de șantier, care necesită poate o perioadă, două zile, trei zile, patru sau scurt, nu poți să mai faci un raport de evaluare și expertiză la acel moment, și persoana respectivă trebuie să-și facă organizarea șantier, trebuie să-și desfășoare activitatea. În condițiile astea, unitatea administrativă are numai liberul. Vă supun spre analiză și aprobare, 2 lei metru pătrat pe zi, asta în regim de urgență, în baza unei cereri făcute către instituția noastră, să duce cineva în măsoare, el face un plan de situații, știm despre ce este vorba, ce suprafață ne ocupă, câtă perioadă, se face calculul, plătește la impozite și taxe și apoi își face treaba. Sper că m-ați înțeles. Dacă aveți discuții, vă rog. Dacă nu, aveți o comisie de specialitate? Aveți favorabil. Da? Se pun spre aprobarea acestui hotărâri pentru completarea hotărârii de consiliu local. Cine este pentru? Aprobat cu numărul de 17 voturi. Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă pe perioada campionatului de fotbal 2017-2018 în sumă de 40.000 de lei. Da, se propune atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă pe perioada campionatului 2017-2018 Clubului Sportiv Dotea în sumă de 40.000 lei. De fiecare dată așa s-a făcut, ați votat returul și turul de fiecare dată finanțarea lui. Eram într-o situație și încă mai suntem totuși în care nu avem antrenori, să zicem așa, că pe o anumită perioadă, chiar primele două meciuri au fost amânate din aceste motive. Am chemat mai multe persoane care erau amatoare, care se mai spunea din campania electorală că vrea să preia de la 1 iulie 2017 oficial. Nu, 16, pardon, oficial vrea să preia echipa. Văd că acum nu mai vine niciun să mai ia echipa. Este destul de greu. Nici jucători nu avem din localitate decât foarte puțin. Și la ora actuală și-a dat acceptul domnul profesor de sport Ciobi, împreună cu Ciprian, bucatul ăsta de la Târgumă, dar cu persoane numai din localitate, formate aici, indiferent în ce ligă vom juca, indiferent ce rezultate vom avea, vrem să creștem o pepinieră în localitatea noastră, să nu mai plătim așa cum îi plăteam pe ceilalți, să-i aducem de la Bacău, de la Zemeș sau din alte localități. Este foarte greu, din toate punctele de vedere, de oameni care vor să joace fotbal, care sunt amatori și iubitori a sportului.
fiecare are problemele lor, fiecare au treburile lor. Le-am determinat și am reușit să aducem pe băiatul ăsta pe domnul David. În condițiile astea vom forma o echipă la nivel local. Cheltuielile tot vor fi aceleași, datorită faptului că până acum ceilalți de la Zemeș, de la Bacău sau din alte localități, le plăteam transportul și venea cu mașina lor. Aceștia vor fi niște copii minori care nu vor poseda permis de conducere și trebuie să le asigurăm transportul să deplaseze în alte localități. Din aceste motive vă supun spre analize și aprobare acest proiect de hotărâre să putem să alocăm această sumă de bani pentru ca Clubul Sportiv Botena să poate funcționa în condițiile cele mai bune. Dacă aveți discuții. Nu aveți discuții? Avizul Comisiei de Specialitate? Avizul aprobat. Propun spre aprobare acest proiect de hotărâre pentru finanțarea nerambursabilă în baza legii 350. Cine este pentru? Aprobat numărul de 17 voturi. Proiect de hotărâre privind premierea unui număr de 20 de familii ce sărbătoresc 50 de ani de căsătorie. Da, se propune acordarea unui premiu în valoare de 250 lei, unui număr de 20 de familii cu ambii soți supraviețuitori din Comuna Dofteana, care împlinesc 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2017 în cadrul unui eveniment festiv, Zilele Comunii din luna septembrie anul 2017. Avem referatul întocmit de către persoane de la starea civilă și totuși cred că ar fi bine ca să vă dau citire și care sunt acești fericiți cetățeni din localitatea noastră. Aș începe cu numărul 1, Fulga Mihail, care este din satul Larga, căsătorit cu Avram Elena. Buza Șion, din Bogata, căsătorit cu o doamnă, la acel moment îi spunea Pușcaș, Tereza. Micloș Petru, ciobanul Niculina, știți cine este, nepetricul Micloș. Bujor Alegu, cu Bartolomei Claudița, din Larga. Hârbu Matei și Vasilică Aneta, din Ștefan Vodă. Guțeș Vasile, cu Ifrim Maria, din Larga. Chițigoi David, Țifrea Ileana Hăgheac, Avădănii Zaharia, cu Buzaru Maria, din Larga, Ardeleanu Alexandru, Ioancea Aurica Dofteană, Bujor Constantin cu Leahu Ana, cu Cuieți, Hărăianu Constantin, nu Costică, cu Spoială Doina, cu Cuieți, Țigancea Neculai, Postolache Alexandrina, Larga, Luca Matei, Spoială Domnica, Cucuieți, Ferăstroarul Costachi, Drobătă Ioana Ștefan Vodă, Hârbu Mihail, Țuștiu Ileana Hăgheac, Bertalani Emil, Hegeș Aurica Seaca, Turcu Jean, Moraru Ileana Ștefan Vodă, Breabăn Gerasim, Gușu Viorica Dofteană, Moldoveanu Vasile, Bădărău Maria Dofteană, Leonescu Alexandru, Catrințaș Antoneta Dofteană. S-au împlinit cei 20, deci 20 de familii. Îi așteptăm cu toții sâmbătă, jurul orilor 18, pentru programul pe care își va desfășura activitatea cei ce vin și ne prezintă nouă zilele localității, activitate culturală, vor fi implicați și acești cetățeni de onoare ai localității noastre, care îi sărbătorim împlinit 50 de ani de căsătorie, căsătorie care a fost oficiată în anul 1967. Anul acesta împlinesc 50 de ani. Propun spre analiză și aprobare 250 de lei. Sigur, ei merită mult mai mult. Bugetul local acesta este. Mai avem și alte evenimente de premiat. Da. Dacă aveți discuții cu privire la acest proiect. Nu aveți discuții? Da. Avizul Comisiei pentru Învățământ. Propun spre aprobare acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Aprobat cu numărul 17 voturi. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor ce s-au evidențiat la concursul Olimpiade și Evaluare Națională 2017. Da.
am primit din partea a două școli cu personalitate juridică, Școala Gimnazială Scala Lumien și Școala Gimnazială Tăgheac, un tabel în care directorii ne înaintează propune pentru ca număr de ele să fie premiați în urma rezultatelor meritoase la olimpiade, concursuri, concursuri de șac și evaluarea națională. Olimpiada de limba și literatura română, clasa a patra, Mihai Alexandra și dezrobitul Delia Dumitrița. Olimpiada Universul Cunoașterii prin lectură, locul 1, botezatul Denisa Elena, locul 1, Crăciun Ioana, locul 2, Goriuc Antonia, locul 3, Bucur Cosmina Miruna. Olimpiada de matematică, locul 1, botezatul Denisa Elena. Anul acesta am avut și două eleve care au obținut la evaluarea națională 2017 media 10, 10 la limba și literatura română, 10 și la matematică și împreună cu domnul primar, Comisia de Învățământ, conducerea celor două școli, am crezut și considerăm că este oportună premierea acestora, probabil pentru, nu neapărat pentru un exemplu, dar poate fi un imbold și pentru elevii care vin din urmă, pentru că în momentul când în centrul atenției se dorește obținerea de performanță, indiferent că este performanță pe învățământ, pe activități sportive, lucrul acesta trebuie premiat și încurajat. Avem proiectul acesta de hotărâre, avem raportul Comisiei de Specialitate a doamnei contabile care spune că avem avizul favorabil pentru analiza economică și tehnică. Avem cheltuieli din capitolul bugetar 3702, cultură, recreere și religie, în limita 5.000 de lei. Da, în limita celor 5.000 de lei, nu putem să spunem exact acum cum vom împărți acești 5.000 de lei, dar vor fi 5.000 de lei. Așa. Împreună cu directorul de școli, cu doamna viceprimar, cu contabila, cu numărul de elevi, deci poate să fie mai puțin, cu 100, sau, dar nu va depăși 5.000 de lei. Zicem noi în mod echitabil, cumva, ca să-i mulțumim pe toți și în funcție de rezultatele obținute. Sunt 13 elevi, dar sunt elevi care se regăsesc, așa cum ați auzit. De două ori. Da, Crăciun Ioana, Bruc Antonia, și atunci suma va fi mai mare pentru acești copii, mai ales cei pentru evaluare națională. Dar o să stabilim la da. Avizul favorabil al Comisiei de Specialitate, da? Discuții din partea dumneavoastră? Da, domnule Econopopi. Este bine că s-a făcut acest pas din partea autorităților care au venit cu această propunere, pentru că acești copii reprezintă viitorul localității noastre și trebuie stimulați. Este foarte bine și apreciez această inițiativă a autorităților locale și premierea lor va fi un stimulent care vor determina și pe alți elevi să le urmeze exemplu. E un pas important pe care îl facem azi, dacă aprobăm acest proiect de hotărâri. Atât am avut. Da, eu vin doar cu această completare, că nu este pentru prima dată, când am venit primar și cu conducerea școlilor, am hotărât premierea elevilor care, într-adevăr, s-au evidențiat. Vă aduceți aminte, cu ani în urmă, Popa Gabriela, Pintilie Irinel, într-adevăr, copiii care au fost șef de promoție la bacalaureat, au luat media 10 la bacalaureat, au luat 10 la am premiat odată cu deschiderea parcului de agrement, da. Da. Acei copii care s-au evidențiat și au venit cu multe medalii, inclusiv naționale și internaționale, la judo. Cunosc că au fost premieri și în trecut, dar de data asta pagata este mai largă, adică cuprinde și olimpiadele, cuprinde și concursul de șac. Dar poate ați observat faptul că numai două școli cu personalitate juridică au prezentat rapoartele, pentru că cuprințul și mare nu are. Nu faptul că nu au rezultate. Au rezultate și dumneavoastră, dar nu au rezultate la nivelul ăsta. Va fi un stimulant și pentru ei. Au rezultate foarte bune, dar pe parte cultural-artistică. Pentru că știți foarte bine că doamna director Gâtu, împreună cu soțul dânsei, au inițiat acel proiect dat într-o dușene. Copiii din ansamblu merg în localitățile din Europa, au obținut trenul 1, 2, 3, dar nu pe parte... Două cuvinte, da, mai am spus. Este bine că colegii din Consiliul Local să cunoască că am avut doi elevi cu media 10 la evaluare națională, ceea ce nu este la îndemâna oricărei localități, am depășit orașe din județ. Și este foarte bine. Deci aici e și rezultatul muncii cadrelor didactice.
pe care de multe ori nu le apreciem așa cum se vede în cadrul Consiliului Local. Da. Discuții? Dar stați așa, cine nu le apreciați? Ei, am avut eu o discuție aici, domnul consilier, doresc să aveți dreptate, dar să știți că în momentul când s-a încheiat anul școlar, la încheierea anului școlar, în afară faptului că am felicitat copiii pentru rezultate, în afară faptului că am transmis tuturor cadrelor didactice un concediu plăcut, nu, și am tras un semnal de alarmă la rezultatele pe care le știu, de bine știți, și au prins bine. S-au venit cu niște rezultate. S-au prins bine că am semnat la și eu. Și noi suntem treaba. Da, dar nu are nimic greu. Da. E foarte bine că s-au îmbunătățit treaba. Dom'le, aici se coagulează toate rezultatele și contribuția tuturor. Da. Atât a părinților, cât și a cadrelor didactice. Și, bineînțeles, primul trebuie să fie și elevul. De elevul depinde de educația părinților pe care îl primit-o de acasă și apoi cadrele didactice. Da. Dar țin să-i felicit pe toți cei care au contribuit la aceste rezultate, dar chiar și cei care au rezultate și ei sunt elevi, sperez dumneavoastră că o să ajungă aproape la același nivel toți. Da. Nu toți au fost premiați. E bine. Da, au mai fost elevi care s-au evidențiat și au doar mențiuni la aceste olimpiade de literatura română, dar acum premiem locul 1, 2 și 3. Da. Sunt în discuție, vedeți-o favorabil din partea Comisiei de Învățământ, supun la aprobarea acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Votat cu numai de 17 voturi. Proiect de hotărâre privind finanțarea susținerii din parteneriat cu Asociația Română de Belmont Târgu Ocna a evenimentului care se va desfășura în perioada 29 septembrie, 1 octombrie. Am primit din partea administratului acestei asociații, a domnului Drăgănuță, o cerere. Știți foarte bine că chiar a devenit o tradiție organizarea unui concurs de șac la nivel de localitate. Nu șac, e vorba de tablă. Da. Și domnul administrator a venit cu o cerere de conducerea primăriei. Împreună să desfășurăm, deci în parteneriat, un concurs, un eveniment în perioada 29-1 octombrie. Cu domnia s-a stabilit 29 fiind vineri deschiderea activității, sâmbătă și duminică concursul propriu zis. Bineînțeles că pentru... Deci nu știu, cred că în anul 2015 a fost ultimul, da? 15, da. 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 Anul, da. Și atunci a fost o activitate de participare națională. Gândesc că au participat multe persoane care sunt amatori din localitatea noastră, au obținut poate chiar și premii. Nu, da. Și o activitate care este și educativă și culturală, care participă cine dorește la nivel național. La nivel național, da. Vă supun spre analiză și aprobare suma de 5.000 de lei, da, care este o sumă ce se vor împărți la cei care obțin niște rezultate și dorim succes celor care sunt, se vor înscrie și am dorit ca toți banii ăștia să rămână în Lofteană. Deci câștigătorii să fie toți în Lofteană. Așa cheltuieli din capitolul cultură, recreere și religie, suma de 5.000 lei. Da? De menționat, deci cei care din localitatea Dofteana au o înscriere gratuită. Gratuită, da. Astea sunt... Da. Organizatorul, cel care organizează, da, are clauzele dumnealui. Da. Deci, ținând cont de faptul că punem la dispoziție Casa de Cultură, ținând cont de faptul că punem, noi avem în zona respectivă, nu știu, știu că împrumută de la noi, mare majoritate. Da. Și toată aparatura și piesele de șac și tablă, ținând cont de aceste lucruri, permite celor din Dofteana să înscrie fără o taxă prealabilă, așa cum puteți să ceilalți. Da. Suntem la ediția a doua. Cei care sunteți jucători de tablă, vă înscrieți și acum spunea domnul Tumar, 5.000 de lei să rămână în comun. Avizul favorabil al Comisiei de Specialitate, propun spre aprobare acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Aprobat cu numărul de 17 voturi. Punctul 12. Da. Se propune modificarea inventarului domeniului public al Comunei Dofteană, în văd cum urmează. La poziția numărul 204, coloana 4, va avea următorul cuprins. DG-116D, râul adânc, limita intravilanul, lungime 2,575 metri, lățime medie 9,8 metri, suprafața
25.301 metri pătrați. Despre ce este vorba? Drumul de la Parcul Dendrologic și până la Părul Adânc, avem cadastru, se află în inventarierea domeniului public, vrem să-l modernizăm, exact cum ați aprobat indicatorii tehnico-economici, prin MDRT, am fost nominalizați prin adresa Ministerului Dezvoltării, știți destul de bine, dar cadastru a fost făcut în urmă cu 5-6 ani. În formatul în care se făcea parlamentul respectiv, se făcea doar partea carosabilă. Așa se făcea și s-a deja atunci. Acum solicită OCPI-ul din gard în gard. Deci ca acei proprietari care sunt dincolo gardul să nu mai pică gardul în carosabil. Ce ne interesează pe noi? De la 17.100 de metri pătrați, cât era înainte, acum au crescut la 25.301. Media drumului rățime este de 9,8. Lungimea de 2500. În condiții în care data trecută a dat 2600. Dar cei de la direcția silvică și-a făcut amenajamentul silvic destul de clar și nu putem amenaja nici măcar un metru spre pădurile. Deci și se vor modifica aceste suprafețe. Deci cadastru nu mai fi de 17.100, va fi pe 25.000. Așa. Și în lateralul stânga-dreapta a drumului vin acele acostamente care se numește zona de protecție a drumului. Adică scurgerea apelor pluvialii, prima dată vine asfaltul, vine carosabil, nu, vine acostamentul și apoi scurgerea apelor pluvialii pe singură parte. Cel puțin de la gura păcoliții în sus, că am fost personal cu proiectantul, va ieși drumul doar cu o lățime de 4 metri, atât, o scurgere a apelor pluviale, modificarea podului la Părău Adânc, e un pod care are doar o circumferință de un singur metru și este colmatat jumătate, acolo se vor pune două tuburi pătrate de 2,40 m circumferință interioară. Se va face o descărcare de apă pluvială pe păcurița, deci o vom duce pe păcurița când va veni apă mult și abundentă, așa, iar de la gura păcuriței la vale 5,50 m sau 6 m va fi asfalt. Personal am fost cu proiectantul, numai astăzi mi-am vorbit cu dumneavoastră, intermentul să nu vedeți, face studiu de fezabilitate. Cu aprobarea pe care sper că o dați dumneavoastră astăzi, cu modificarea de suprafață, trebuie să reactualizăm cadastrul. Deci cadastrul nu va mai fi așa cum a fost, va fi din carul. Din aceste motive vă supun spre analiză și aprobare completarea inventarierii domeniului public cu o nouă suprafață. Discuții? Dacă nu, supun spre aprobare acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Aprobat cu urmă de 17 voturi. Sâmbătă se vor premia cei care trăiesc 50 de ani de căsătorie în jurul orilor 18. La acel moment se vor premia inclusiv olimpicii, repet, inclusiv olimpicii, în invitațiile pe care noi o să le transmitem. Pentru cei ce împlinesc 50 de ani de căsătorie, inclusiv cei care sunt olimpici, am specificat destul de clar acolo, cei care doresc și bine ar fi, la familiile care vor fi premiate, să fie cu părinți, nu au, dar în schimb au nepoți, au strănepoți, au rude, au prieteni, vecini, apropiați să fie cât se poate de mulți acolo. Din aceste motive am organizat și această mare sărbătoare. Vom distribui aceste afișe care vor fi 100, poate și în afara localității. Vom avea o mașină care va merge cu acea sirenă din localitate și ce va informa populația din zonă. Ne rugăm la Dumnezeu să țină vremea cu noi. Am făcut demersurile necesare cu privire la amenajarea stadionului de fotbal. Am tras puterea instalată cu 8 lămpi stradale, așa cum sunt cele moderne care le-am cumpărat în ultimul timp. Am tras branșament de apă. Am tras din iluminatul public și separat am obținut aprobare de la EON pentru o nouă instalație care va fi furnizare de energie electrică până în 20 de kW contorizată separat, iar cei ce desfășoară activitatea economică acolo vor plăti energie electrică separat, va plăti salubritatea separat,
cei ce organizează, când face un contract cu un interesat, în anumite noi imobile, și în condițiile astea vor plăti acolo și ei o parte din sumă de aia. Am amenajat, cum am spus, și mai avem de amenajat, pentru că se scoate 3 sau 4 stâlpi de la stadionul de fotbal, a scoase între cu tirul în spatele porții care vine de la lea. Am construit 20 de garduri pentru jandarmi până astăzi. Cred că luni sau marți vor fi gala, nu putem să mai împământăm de la mine, trebuie să credem pentru protecția celor care vin la noi și ne onerează și ne face pe oameni să nu se întâmplă foarte de bine. Am amenajat o parte din drum, inclusiv în spatele gării, oborul săptămânal, acolo de câte ori plouă de acolo se deteriorează. Acolo vom parca mașinile și cei care vor veni, iar de la familia Gavril încolo, să zic, la părintele Vlad, nu poate să meargă nimeni cu mașina decât cei care sunt autorizați prin autoritățile locale noastre. Deci care vin impresari, cei care vin artiști, poliția, jandarmeria, ISU, invitații, cu mașina nu poți intreme decât numai cei specializați care vin în acest scop. Din acest motiv este șeful de post aici. Noi am făcut cunoscut la poliția municipiului Onești, la jandarmeria Bacău, Onești, la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și toate lucrurile trebuie să meargă așa în adevăr. Da. Doamna secretară, la primul punct pe ordinea de zi, va citi măsurile care au fost lăsate de corpul de control al prefectului, în care obligă autoritatea locală primară să-și prezinte raportul la 2 luni, la 3 luni, cu privire la hotărâri de Consiliul Local, care au fost luate și îndeplinite, că de luat se ia multe hotărâri, aduse și la bun sfârșit și am să vi le citesc în mare, dar în schimb eu o să le prezint inclusiv în scris și o să ajungă și pe materiale pe care o să le primiți dumneavoastră. Vreau să vă informez că pe data de 2 august, dacă zic bine, am primit sumele de bani de la Uniunea Europeană mult așteptate, 384.000 de euro, drumul care l-am făcut între Dofteana și Dărmănești. Cu acești bani, ce am făcut? S-a achitat podul de la Larg, care am avut de dat în jur de 6 miliarde. Ce-a rămas de dat? Că am dat. A fost dat o anumită parte și la recepția lucrării am dat suma. S-a achitat pompa pentru situații de urgență, 500 de milioane, care ea trebuie achitată. S-a achitat generatoarele, generatorul mare, care ne va asigura puterea instalată toată aici la primărie, și un generator mic de șantier. Generatorul mare urmează să fie adus în maxim 30 de zile în baza contractului cu artistii publice. Așa a fost prevăzut. Generatorul mic a fost adus și este în bună stare de funcționare. S-a achitat parcarea și drumul din față, de aici. S-a achitat TVA-ul la drumul care face legătura între Dofteana și Dărmănești în 2005, era 2 miliarde și ceva, pentru că la depunerea cererii de finanțare depui, achiți lucrarea fără TVA și în momentul când s-a rambursat Uniunea Europeană, achiți și TVA-ul. S-a achitat de 2 miliarde și ceva. S-a încheiat. Pentru aceste toate investiții s-a dus la bun sfârșit hotărârea de Consiliul Local, care dumneavoastră ați dat aprobare. La ora actuală, suntem în derulare cu ce? Cu biserica am ajuns la Sebatea Stereala și jumătate s-a pus și folia pe ea. S-a tencuit exteriorul tot și urmează interiorul. Se face și instalația electrică. În faza suntem. S-a verificat proiectul tehnic care a fost câștigat de o firmă de la Iași, care stă la baza reabilitării căminului cultural din satul Bogata. S-a câștigat de către o anumită firmă. Firma respectivă în 20 de zile a terminat proiectul, a predat proiectul, l-am dus la verificator de proiecte la Iași. La verificatorul de proiecte a ieșit în cursul zilei de ieri și până joi, ce bine, trebuie să-l depun la finanțare la Uniunea Europeană, acolo nu trebuie să semnez contract. Suntem în faza astăzi sau cel târziu luni să ridicăm cele 20 de costume populare care a stat aprobare. Pentru adulți se fac repetiții la Casa de Cultură și probabil
În premieră vă spun, atunci când vom premia acești copii și cuplul de calitate de 50 de ani de căsătorie, vom prezenta și ansamblu artistic cu hol. Ați depus cererea de finanțare cu titlul Modernizare drumuri de interes local în satele Hăgheac, Ștefan Bodă și Dofteană. Vă informăm că în urma verificării și evaluării cereri, după aprobarea de către directorul general PNDR a raportului de selecție lunar, din data de 11-8 va fi semnat de autoritatea contractantă contractul de finanțare având numărul, la urmă scrie 330, dar e un număr destul de lung, însoțit de următoarele documente și anexe care le avem aici. Deci s-a câștigat proiectul, singurul proiect din județul Bacău, vă rog să vă uitați pe site-ul afirmei, în valoare de 1.250.000 de euro plus TVA, 1.500.000 de euro, care va cuprinde 5 km de asfalt de la dâră, zis de la poartă, de la Hârbu Nicușor, pod Mihaieș, trecem dincolo podul Mihaieș până intrăm în Ștefan Bodă, apoi intrăm pe lângă pod, ieșim la Sandu de acolo în uliță, consolidăm și malurile, tot în banii ăștia, ne ducem până la pod la Fofonel, dar fără pod să-l facem, și venim cu asfaltul către parcul dendrologic până la anelul de acolo, s-au zis cățăl. Da. Al doilea drum care cuprinde tot același proiect este acela de la Mihai Taraș, de la Lăzărescu, Iancu Lăzărescu la poartă, dreapta către cimitir până la Valentina Babi în poartă, apoi de la Iancu Lăzărescu de acolo de sus, pe la Cocriș și ieșim în DN12. Al treilea drum, de la poștă și poliție care sunt vis-a-vis, către spatele gării, stadion, ne intrăm pe uliță la Arfancea și ne ducem până la transformatorul electric. Deci, cât este domeniul public? În partea stângă e zona CFR, dar noi ne ducem până dincolo de transformator, în penultima curbă. Deci să nu întâlnim acolo. Aici însumează 5 km, 1.500.000 de euro cu consolidarea malului. Între timp ne-a pus să facem expertiza acelui mal de acolo, de la Mihaieșul, de la Apele Românii, și un studiu geotehnic, care sunt făcute a două ore, ni s-a dat toate aprobările. Cei care au semnat și ne-au verificat proiectul, ne-au obligat să aducem avizul CFR, trecem peste referată, ne-au obligat să aducem avizul de la Transgaz, mai sus de Cocriș, avem o subtraversare la Transgaz, și de la Crapcă traversăm peste conducta lor în zona Lunețul, pe acolo ne are afacerea lui. În această situație ne aflăm astăzi cu acest proiect. După notificare, nu pot să mă duc să semnez contractul de finanțare. La contractul de finanțare îmi trebuiește proiectul tehnic. Proiectul tehnic a fost pus la licitație în urmă cu două zile, deci trimis la NRMAP București pentru verificarea documentației, care durează între 10 și 14 zile. Ne poate întoarce înapoi pentru diferite modificări sau clarificări, dar nu mai târziu de 14 zile. Apoi vom pune, deci am pus la licitație PTH și apoi vor începe procedurile de licitație. În această situație ne aflăm cu acest proiect pe care l-am câștigat. Cu privire la celelalte proiecte care sunt prin Ministerul Dezvoltării, proiectul de la Fărău Adânc, cum vă spuneam, până la Parcul Dendrologic, suntem în fază de studiu de fezabilitate și documentație pentru avizii care vor ieși până la data din 1 septembrie. Cele două poduri de pe Valea Codului, s-a făcut studiu geotehnic, s-a făcut ridicarea topo, cadastru s-a făcut, s-a încheiat. Până marți, asta înseamnă săptămâna viitoare, 27-28, vom primi documentația pentru avizii. La grădinița cu 3 săli de casă, o sală de festivități, P+1, s-a făcut documentația pentru avize. În 14-15 zile vor ieși. Ieri am depus ultima dată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Acolo unde am fost cu proiectanță în partea școlii, cred că ne va obliga să facem o rezervă mare de apă de 20 de tone. Intrarea este destul de mică, de strântă. S-a considerat faptul că e o mare aglomerare de clădiri în aceeași incintă și cred că o să facem între sala rugam normal o rezervă de apă și după încheierea tuturor, dacă Dumnezeu construim, va fi necesar să demolăm grădinița respectivă.
cea veche. Cu toate că nu aș vrea. Aș vrea să o modernizez, să mut biblioteca din școala nouă, să o aduc să facem o bibliotecă destul de bună, modernă, să rămână. Dar asta rămân niște discuții pe parcurs, că ne trebuie niște aprobări ca ea să rămână în picioare. Da. În mare măsură v-am explicat despre proiectul Bogata, proiectul care l-am câștigat pe măsura 72, celelalte proiecte prin Ministerul Dezvoltării. V-am explicat despre biserică, care săptămâna viitoare probabil vom începe să aplicăm tabla pe asteriată peste folie. Vreau să vă spun că de la data de 1 septembrie sau după zile localității ne vom muta la dumneavoastră acolo cu legolele de scurgere a apelor pluviale, pentru că cei care câștigă licitații, cei care fac contract cu noi și nu numai cu noi, cu toate instituțiile, e o mare lipsă de forță de muncă. Trebuie să așteptăm când pot. Fac contracte, îi spune până la 31 decembrie. Știu de cât timp, dar eu nu pot să aștept să torn beton în decembrie. Asta înseamnă că după data de 3, imediat după acolo, urmează după aia fântâna, cred că, de la Cuieț și gabioanele la domnul Lăzărescu. Ca să mă închei, să pot să vă spun, la o anumită ședință a Consiliului Local, că le-am încheiat pe astea și le-am și achitat. Am făcut recepția finală la drumul dumneavoastră acolo la Bogata, pentru că nu era făcută recepția finală, deci o grămadă de bani trebuie să dăm la Casa Constructorului, Inspectoratul de Stat în Construcții, cu acele ziduri care le-am făcut maluri și am împărat de oprit, avem ok, am încheiat și acolo. Cu apa, am tras apa până la Podișor, la Sirian, este încheiată lucrarea acolo, am tras apa la Fănel Turgu, pe uliță la Cătălin Zapol, nu, la, da, la genunchiul acolo mai jos. Astăzi lucrăm la seaca către cimitir, din fața bisericii către cimitir, sunt două familii în partea dreaptă, după biserică și apoi continuăm către cimitir cu suprafețare, despre care vă spuneam și încheiem acolo. Urmează la Bogata, prima uliță după Pavel, acolo trecem de Tancău, pe uliță, toată ulița acolo, sunt aproximativ 200 de metri cei care se aprovizionează cu apă din grădini de una și altă să închei acel conflict de acolo. Apoi de la Bogata mergem pe uliță la Stanciu Gheorghe, Păstel Bălănucă, Stanciu Felician la Mucuieț și vom încheia cu ulița la Huchium, la Ifrim, până la Vasile de acolo. Atât de cuprinde anul acesta proiectul, că am tras, slavă Domnului. În sumat, n-aș putea să vă spun exact în metri din ea și încheiem cu apa. Cu privire la curățenia din localitate și dumneavoastră circulați în mai multe localități din țara asta și nu numai, vedeți, nu știu și cine apreciază, dar zi de zi ne chinuim să facem curățenie, să cosăm pe la poarta unora, în dreptul terenului unor cetățeni, atât intravilan cât și extravilan, să adunăm mizerie în urma celor care fac mizerie. Ne apropiem de zilele localității, iar pe data de 30, când va fi, doamnă, joi, cred că, dar nu mai știu data, dar... Deci pe data de 30-31 am format o comisie în care vom verifica toată comuna Dofteana împreună cu mine. Fiecare polițist local, care slabă domnului ia un salar, are un sector pe Ștefan Vodă, pe Haideac sau în alte sate. Se prezintă la intrare în sat și îmi prezintă curățenia. Prezentând în curățenia, toate locurile vulnerabile unde se duc gunoaie și se aruncă. Asta va face acel polițist. Ne prezintă nouă. Pentru că acei polițiști, la începutul lunii, au venit și i-a spus o doamna viceprimar, dați-mi 2, 3, 5 ani să-mi fac curățenie în sat. Ei acum fac verificări, după ce au terminat, s-au pus în pândă și au început să găsească un transport cu căruțele de acolo, de la dumneavoastră, cu ei și pe multe locuri, care i-au găsit și se iau măsuri destul de serioase împotriva lor. Despre asta vorbim. Deci, miercuri și joi vom verifica peste tot. Nu vă mai spun și celălalt. În baza legii 188/1999, privind regimul juridic a funcționarului public și răspunderea juridică a funcționarului public, fiecare vor răspunde de așa ceva.
adică acei polițiști care sunt sectoriști, de tot ceea ce există în sat. În satul respectiv trebuie să știi că toți cei care sunt vacate să aibă animale învacate, polițistul se ocupă cu așa ceva, acum nu are cuvinte, spune că nu-i plătit, de ce sumă de bani ai adus haine cu două zile în urmă? Că ai depășit suma. E 4.900. Da. Cumpărat echipamente, au normă de hrană, au salarii, am nevoie să facă treaba. Atât fiecare. Curățenia în localitate nu pot să o fac, să o mențin numai sau să o verific eu. E destul de mult ceva. Da. Dumneavoastră, în calitate de consilier, aveți dreptul, prin lege, să informați acești polițiști acolo unde sunt securiști în fiecare sat, de neregulile care se întâmplă. Adică cu privire la gunoi și la alte. Eu am studiat cu mare atenție, să știți, rapoartele dumneavoastră de activitate. Cu mare atenție la fiecare parte. Și sunt, nu le pot numi altfel, decât și multe neadevăruri. Deci sunt și adevăruri, dar sunt și multe neadevăruri. Chiar să știți că apreciez pe cel care a scris, că el să știe ce e. 3 rânduri jumătate. Am făcut aia, aia și atât. Dar neadevărurile care umple 2 pagini, sunt cu adevărat neadevăruri. Nu le voi spune aici, încă nu le-am publicat pe site, trebuie să le publice. Sunt publicate. Foarte bine. Așa. Și să știi. Deci vreau frumos, ca poate la anul, dacă suntem sănătoși, să puteți să scriți în rapoartele dumneavoastră de activitate și faptul că ați adus la cunoștință despre neregulile care stau la baza igienizării localității, ca localitatea noastră să arată mult mai bine. Pentru că acești polițiști, funcționari publici, indiferent cine sunt ei, așa cum eu dau raportul în fața Consiliului Local cu privire la activitatea mea în calitate de primar și a viceprimar, așa trebuie să dea fiecare funcționar public ce face. Și fiecare polițist. Fiecare. Deci, într-un cuvânt, să spune pentru ce primește un salar. Pentru ce primește un salar de la unitatea administrativ teritorială. Deci, să spună ce face. Același lucru și dumneavoastră. Aduceți la cunoștință acolo unde sunt nereguli. Veniți cu propuneri, veniți cu sprijin la nomenclatorul stradal pentru faptul că totdeauna vă luăm de bază și propunerile dumneavoastră. Bineînțeles, le analizăm și le punem în valoare. Despre asta vorbim. V-aș ruga dacă dumneavoastră aveți alte discuții. Domnul primarul, v-aș ruga după ce terminăm cu zilele doctrinei, poate repartizați niște oameni pentru curățirea canalului ăsta din cocuiți, cu zgură, din când o spăda cu zgură, s-o umput cu apa, când ar trebui scurgerea apă furială. Apă furială, au fost curățate, dacă vă nu, nu, în zonă nu este ulița Țărnii. Nu peste tot, dar chema la fața locului și numai zgură, deci e plin cu... Dacă e mai mult de un lat de pană... Este mai mult, da. Deci toate au fost verificate. Din primăvara anului ăsta, dar asta nu înseamnă că nu s-a putut umpla și după. Bun, după vedeți acum că ținem. După am putut să vă informez, nu știu dacă ați observat, că ne-am apucat de consolidarea marilor la Dică Popa. Am văzut acest lucru și se lucrează acolo. Vom lucra și vopsirea podurilor și toate. La Locan, vopsiți și podurile, igienizăm. Mergeți și în alte localități și vedeți și unde ați. Da, noi am reținut, doamnă, vă rog frumos. Apropo de apă, încă apă și o să vină frigul și avem, că am făcut modificări bypass-ul la Vasolomia Gicel, dar s-a închis caneaua care s-a băgat pompa și urcă apa sus pe soci și aici iar începe să îngheță apa cu mare bypass. Noi trebuie un pic de modificare, s-o băgăm în linia care trece pe la consilierul Vodhozi. Corect. Iar mai e un pic de... Dar lucrurile astea trebuie să vă adrezați celor de la CRAM. Da, dar trebuie să vorbești cu astea. Deci cu urge apa la Neapuleți și Sterbățovni, domnul și ne-a anunțat astăzi. Deci vis-a-vis de Biserica Cucuieț, curge apa în canalizarea apelor pluviale, acolo de sub, cred că la îmbrașament. Curge apa la Crețu, care ne informează în permanență. Da, da. Deci vă rog să vă duceți treaba la bun sfârșit. Iar situația asta pentru a evita să nu îngheță, gata, mai avem câteva zile și intrăm în luna lui septembrie. Deci vă rog să luați măsuri.
ați pierdut destul asta iarnă și am mai mult o pierdut oamenii care nu au avut apă. Aici e chestia. Deci lucrurile astea trebuie remediate. Aici, la Iona Provocare, ce trebuie? Noi acolo am închis bypass-ul sus, undeva la casa aia acolo sus. Ne-am făcut noi bypass ca să coboară la vale și undeva de la neautoză de acolo trebuie să-mi faci niște modificări. Când urca apa la deal, sunt multe rețele făcute. Deci vă rog să le faceți. Deci sunt foarte multe rețele făcute în satul Cuieț, foarte multe, care sunt de mult. Și nici noi nu le știm. Care sunt din spate grădinilor, unde nici noi nu le știm. Deci, și alea sunt care... În afară de rețeaua de pe lozii de la ei, tot satul Cuiețul a fost trasă din perioada de când suntem noi. Da, dar sunt altele mai vechi. Atât. Deci, care? Din oțel? Din oțel, da. Care au fost la neotvozit din spate, nici nu am știut niște căminii pe acolo. Pe uliță la Stancio? Pe uliță la Stancio am tras noi. Nu, de la modul ăsta nou care e făcut acum. Deci, până sus la Florea, acolo, la Meridiu Mihai, este din țeavă și aia trebuie. Da, trebuie să mai anulăm din ele, acum... E bine, dar nu sunt mulți abonați. Pe uliță la Gica lui Bucur am tras apă. Acolo, da. Da. Așa este tras. Pe uliță la Stancio am tras apă. Pe la voi este rețeaua nouă, trasă din 2007, dacă îmi amintesc bine. Așa. Și sunt 3-4 abonați care încercăm să-i legăm din altă parte. Da, aici dar ăsta, Florea, nu poate fi ba, da, el pe aici, pe la Bucur. Nu am tras-o în nouă rețea? Are de sus. Păi știu unde are, din aia de pe oțel, nu? Nu. Are nouă, că s-o băgă, are venit de la... Bocicorul de aia. Deci vă rog să colaborați cu cei de la... Am colaborat, am discutat. De la Gram și să faceți lucrarea acolo. Am discutat. Deci vă rog să vă notați. Da. Am reținut. Mai departe. Întrebar, pe uliță la Rusul, știm, vis-a-vis de Dazma, dar trebuie niște balasuri, sunt găuri, mă rog, când plouă, chiar n-au când de trece. Anul ăsta am mai dus acolo și vă spun că avem material și o să ducem. Deci avem material și o să ducem. Acum nu m-am așteptat săptămâna asta pentru că nu pot. Săptămâna asta am făcut pe uliță acolo de la parcul din Rodin, acolo am Mihăiești și pe la consilierul nostru de acolo, Ion. S-a făcut domnul consilier pe acolo? Da. A câta oară anul ăsta? A doua oară. A doua oară. Mi-a trecut și un bol de acolo. Îl mai îndreptăm, de câte ori să dă, am adus și material, deci material, până vom veți avea asfalt, mai durează, dar până când trebuie să-l îndrețim. Spune-mi. Aceeași treabă și pe drumul vicinal de la Imbrea Floarea, aici pe unde e fratele meu, la Nea Băcioi, am solicitări de la cetățeni. Dacă se poate, că se poate. Se poate. După ce terminăm cu zilele astea localități, da. 100% se poate. Acum s-o mai terminat și cu ploaie. Până acolo în Pârău s-o făcut la... Eu când la fel de dar până acum. Ne notați pe de la secții, da, și partea cealaltă, de la Ciocate, la Inimus. Bine, am făcut acolo, am trimis biseata și s-o încheiat. De la Candel de acolo, s-o făcut un de la Bucaro, când ești la Pichu, zona ce s-o făcut atunci. Da, nu mai e mult ceva acolo, cât de piatră pot găsa în care nu? Zeci de doni. Zeci de doni. După terminarea zilei localității, prima prioritate este demolăm remis la PSI și ne apucăm de treabă. Dar Bolo și Mascola pas nu cred. Ca să nu mai fie ca să întâlnim. Aici au rămas, când s-au băgat apa de la Radu Deșnau, până la pod, la vasele Budu, spus. Au rămas, sunt câteva găuri chiar mari. Trebuie acum Budu, un pic după la unde de la Radul Bejnaru, da. Este așa de trei ani. Până Găpărău, la Chirecuci. Până Găpărău, pe Chirecuci, că trebuie Budu. Da. Da. Acum ce să vă spun? Trebuie să înțelegeți ce aspectul ăsta. Lucrurile se spune zăvar și nu neapărat să ne ducem în consiliul local. Se spune zăvar. Veniți, le notează doamna viceprimar, le notez eu, solicitați un utilaj și rezolvăm situația. Nu putem să așteptăm așa o lună de zile până când ședința Consiliului Local să fie. Nu, au rămas că nivelează după ce s-au fost cumva. Și au rămas așa cu proastă în perioada aia și n-am putut interveni. Deci după aia am intrat în concediu, nu s-au revenit, după zilele comunei. Notați, trebuie să le facem, mai trebuie să facem. Un caz de recepție la asfaltului, cred că ați văzut acolo la ajutorul Gheorghe Podrevă, care v-am mai amintit-o.
O să înceapă după 1 septembrie să vină utilajele astea mari care transportă lemn la Dorin Vest, o să aibă liber la exportare și să nu utilizăm poate. Da, dar să știți dumneavoastră că utilajele astea mari care vin din pe drum, iar noi trebuie să consolidăm un pic marocol. Să nu credeți dumneavoastră dacă pun doi stângi ăștia de beton, rezolvă situația acolo. Cei care vin la dumneavoastră acolo pentru că aveți vreo două săptămâni de tot marcați acolo, asta înseamnă că care a stat bogată la pare. Nu s-a marcat pentru la amândouă. Eu cunosc lucrurile. Să se respecte greutatea prima dată. Înțelegeți dumneavoastră? Înțelegeți dumneavoastră ce răspund? Deci a respecta greutatea înseamnă să respecti legea. Da? Eu știu totuși, nu era să discută acea ședință a Consiliului Local. Deci să se respecte greutatea. Știu și eu. Pentru că este simplu. Vin săptămâna, luna viitoare în ședința Consiliului Local și pun cum am pus pe Ștefan Bodă. Da? Pun o greutate și nu merge nimeni decât cu o singură mașină fără remorcă. Nu în felul ăsta. E foarte bine și mie, că nu sunt pe drumul din pădure. Dar este un drum în felul ăsta și este și îngust și se transportă cu asemenea utilaje, deci eu vă spun destul de clar, eu le pun acolo, în două săptămâni îi rezolvate situația, dar nu rezolvă situația. Eu ieri am avut o discuție cu proiectantul și mi-a propus să domn primar, acum se exploatează materialele noi, faceți drum cum ar fi pe roa adânc, numai din beton, care garantăm 30 de ani. Înțelegeți? Iar pe asfalt, atâta garantează 8 ani. În 8 ani de zile, praf. La Cucuiesc din 2010, în 5 ani a fost stăpânit de farfuri. Vă spun, ori nu pot să pun de beton în situația în care noi deschidem o zonă turistică. Eu v-am spus, deci ei vin, exploatează păduri, dar nu vin și cu reguli. Trebuie să respecte regulile pe care le stabilim noi în Consiliul Local. Corect. Nu depășește greutatea. Corect, ar fi foarte bine. Oprim mașina acolo, sunăm la ISCTR, într-o oră ISCTR-ul acolo și s-a rezolvat situația. Foarte bine, unii lege nu-i tocmai. O altă problemă. Dacă curbă la Mojichel se vrea, acolo cât de curând se poate întâmpla ceva. Doamna Vici, cu mașina poliției, copiii ăștia mici și-au luat rune, că este la mare, asfalt și-o izbit în mașina poliției, am doi copii. Unul cu bicicleta și unul cu rol, deci pe capota mașinii. Deci ori o oglindă, ori niște zâs polițiști, cum se spune, în față și în spate. Să nu mai poată nici cu rolele astea și nici mașini. Deci ce-ți fac poliții? Să mută la Bogata? Nu. Pe asfalt. Nu știu să zice. Poliții morți. Cum să zice lucrurile? Cele mai multe oameni solicită, poți să faci orice în localitate. Asfalt. În ziua când vine mașina cu asfalt, o să vedeți dumneavoastră ce viteză bagă toți pe aici. Și am avut și persoane pe zonă, nu trebuia să asfaltez. Nu una singură. Am avut și un larg, am avut și Ștefan Bodă. Vă spune sigur. Deci așa spun oamenii. Acel conducător auto care circulă pe drumurile publice, trebuie să respecte o lege și el. Da? Deci viteza în localitate se reglementează prin autoritățile locale împreună cu poliția rutieră. Da? Acolo unde este cazul, se fixează acei morți, cum a spus dumneavoastră, pentru reducerea vitezei, dar am fixat la Cucuiesc și vă poate spune mai multe domnul Amărit. Foarte bun, transmisii eu din Burceață, îmi dau o leacă cu Burceață albă. Știți cum merg domn primar și cum are și o linie străinătate? Brrrr, sau zici că vâjie așa merge. Domn primar, n-aș pune cazul la mașină. N-aș pune cazul la mașină, că nu se duce, că din curbă se duce în pârău dacă nu reduce viteza. Dar vin copiii ăștia și au cumpărat toți rolele, veniți într-o seară, când nu este circulație și veți vedea. Își cumpără rolele și de la magazin, de la ăsta, își dă drumul, e la vale și vin copiii până din cu acela magazin la Giuni. Când vine în curbă, poți să vii cu 30 la oră, că tot vrei să împingi din mașină. El tot vine să urcă pe mașină. Doamna Vici, o pățătă și bani nimerită în curbă acolo așa. S-a urcat pe mașină poliției. Iar își vorbesc de respectarea legii. Aici este cine de mine? Părinții, da? Părinții, ce sunt? Ce sunt? Păi, aici ai treaba, că se poate întâmpla o... Domnule, să facem o investiție, să vedeți dumneavoastră cam cât costă și
de nivelările astea, de cauciuc sau de beton sau de bidon cu ce le punem noi. Acolo să vedeți cam cât costă. E interesant să uitați pe interesant. Măcar poate o oglindă, domnul primar. Dacă vede conducătorul auto, măcar oprește mașina. Vine în oglindă, vă spun eu. Vine conducătorul auto, oprește și vine la nea. Conducătorul auto, nicio vină, nu-l bagă în pușcărie măcar. Dacă respecte legea, nu. Dacă circulă pe partea lui dreaptă, așa prevede legea. Circulă pe partea lui dreaptă, cu viteza care scrie în regulament, și ăla a venit și a intrat în linie. Nu poți merge minimum măcar cu 20 la oră. Și un copil când s-a izbit în botul mașinii și crăgli cu capul de asfalt, nu mai mișcă de acolo așa nici de o culoare. Întrebați doamna Vici cum s-a băgat cu căruciorul pe sub mașină. Întrebați-o pe aici. Dom'le, ei era cu un polițist local, cu mașina poliției la primărie. Deci dacă s-ar face o derivelare cumva, nu mai vine nici copilul până acolo, că la dâmbă-i sarea aia de sub picioare măcar. Și cu role. Cu role și cu astea toți au role. Atât am văzut. Azi, că am văzut un oraș, îmi spune și în localități, și în momentul când ai trecut cu greutate, cu frână, iarnă, cu dezăvestitul, s-o luat-o de acolo, uitează pe interne cât costă. Rămân găuri în asfalt, care au fost date găuri în asfalt, acolo se duce apă în gheață, se deteriorează cu asfalt. Să gândim, poate putem face ceva. Uitați-vă în fața restaurantului. O intrat apa pe dedesubt, mi-a umflat pavelele acolo și uitați, le-am dat odată, iar le pun. Când se lasă, când de la apă. Apă, în metru, când cred, unde știu, se apă lucrează, în viață. Corect. Apropo de apă, am trebuit să arată la Ciușnea. S-a umplut iar de gheabul acolo, nu știu, da, am văzut acolo ca băieți s-au înfundat de pe de la hană. Nu este. O pușă sita aia și nu mai preia, eu luat din debit. Am luat-o din tot jos. Ați luat-o? Eu ieri am oprit acolo, cu apă, era blăcării, ducea apă până la urmă. Să vă spun un lucru, ce s-a întâmplat de acolo, să vedeți. Vă duceți toți și luați apă, ați zis ce da. E o abundență de apă, deși înainte curgea numai un pic. Am pus doi oameni de aici de la noi, au săpat în până, din nou, am chituit-o să nu se mai piardă și vine apa care vedeți. Debitul mare. Între 5, deci era cojană seara acolo. Deci, în două minute s-o umplu bidonul de 5-6 kg. Înțelegeți? Nu mai dovedești mai mică poluarea, da. E mai mică decât o să o modific și pun altă. Dar e bun debitul, domnul primar, pentru că seara și seara trec și cred că sunt 5-6 mașini. Nu se vede, pe aici. O mai săpat și neații presa și-o făcut pescăria. Ori o dat de bovână de apă, de dar ceva. Dar pe aia de jos, dat-o, mai era o scurge jos. Iar și-am văzut că eu pus capac. Aia este pentru... Ce să mai discutăm? Dacă o băgat dita mai lemn atâta și l-am scos afară, am străcat acolo, o băgat dopuri de la bidon, o băgat atâtea. Aseară îl găsesc pe unul cu se urina acolo, ce mai discutăm de asta? Da. O încercat să ne furi lămpi, nu mai vorbim despre așa. Cunosc situația da, și da, totul da, la da, da. Sunt domnul primar care... Deci apă vine mult. Da, dacă nu s-a lucrat chiar acolo, până mai poate. Făcut ceva, pus un... Un stâlp și... la mijloc, ca să nu mai fie în stâlp. Am să fac un rotisor de ăla cu mie în plac. Așa, așa. Ce vorbe? Că stă până la mijloc cu un rând. Nu, dar trebuie că mă ia ca un braț. Deci, când ai făcut așa ceva, trebuie să înțelegi că și noi ne facem lucru. Permanent, zi de zi, suntem acolo toți, așa, și dimineața și seara. Aprinde becul, stângi becul, fă curățenie, avem oameni, mi-au furat și... Și cărele alea, unde și cărele? Cărele toate, saci menajer toți. Așa, au vrut și că și lampa de sus de acolo. Da, lampa am găsit tot destrăcut. Sunt oameni care nu apreciază situația că până la Onești nu mai are un punct de ăsta de apă și nici până la Pomărești. Peste 90% apreciază. Cred, apreciază. Nu mă cunoaște. Și parcarea, am văzut că s-a pus piatră pe ea, s-a făcut și parcare. Ați băgat lucrurile și s-a lărgit acolo, am văzut. Am mai făcut o parcare aici. Unii are pe aia tot ăsta, Lopuștii. A, la Rechița, aici, din Rechița. Și poate parcă așa acolo. Să zice, băi, vine cine aici, stai acolo. Vedeți că nu mai încăpem nici în localitate și nici în țară, poate mai fi. Luna asta e greu. Da. Da. Altceva. Deci, încă o dată, repet. Vă invit pe toți la zile localității, începând cu data de 1 vineri, ora 16.
mai mult de atât, deci pentru toți locatare din localitatea noastră. Îi așteptăm cu mult drag. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc.